Doi salvamontiști maramureșeni participă zilele acestea la un exercițiu de pregătire organizat de Asociația Națională a Salvatorilor Montani din România, împreună cu Inspectoratul General pentru Aviație. Exercițiul de pregătire a salvatorilor montani este găzduit de Serviciul Public Județean Salvamont Sibiu și se desfășoară în zona montană Rășinar și la Porumbacul de Sus. La pregătire participă salvatori montani din 11 județe. Salvamont Maramureș este prezent la această acțiune tocmai datorită multitudinii de cazuri de căutare-salvare din județul nostru în ultimii ani, a spus Dan Benga, șeful Salvamont Maramureș.